Un alt porumbel de mare calitate din crescătoria actuală a multiplului campion la maraton, domnul Mihai Tița din Voinești, este exemplarul din fața noastră. Un mascul foarte bun zburător, cu un traseu excelent și în 2019. O pasăre la care domnul Mihai ține mult și pentru care a tremurat ceva la un concurs anterior, nu? Că întârziase puțin domnul Mihai, nu? Da, după ce avea în urmă de maraton UCP și fiind și yearling, era pentru mine în condițiile anului 2019, era ceva deosebit. Așa e. Așa, sau față de argintiu, când a făcut norma lui, l-am închis de seara, de când a venit la mat, că l-am băgat să nu mai iasă. Păi el nu, a trebuit să nu mai zbor la al treilea. Are trei zboruri de 1100 și la al treilea mi-a întârziat vreo trei zile după desigilarea ceasului. Ce s-a întâmplat? Nu mă gândeam că mai bine. Are punctaj cât de cât față de cele de anul trecut, așa cum am spus și la zburători când a făcut. Are punctaj față de anul trecut să intre în expoziție, ori la yearling maratonul CP, ori la matur plus yearling. Este un fiu din Andrei, dacă am da, reținut bine. Da, e un fiu din Andrei și Andrei fiind mama și Andrei fiind cuci și el a ieșit stropit. Ce serial, domnul Mihai? 505, 518 de 2018. Foarte frumos, într-adevăr. Da. Sper să confirme și la anul, că să nu mai trec prin ce am trecut anul ăsta cu ei, cu... Da, cu problemele de sănătate. De sănătate care au fost inerente, că nu i-am recuperat când trebuiau după zborurile și am vrut să nu-i mai zbor anul ăsta. Și sper să confirme și la anul, dar... Acum am văzut că după ce s-a încheiat sezonul de zboruri cu maturii, l-a prins într-o pereche, să zic așa, foarte bună. Este? Păi am zis să scot și eu doi pui dintre cei mai reprezentativi de anul ăsta. Zburători, cei mai reprezentativi. El are maratonul CP la un an de zile, deci ca să zbori cu elita Uniunii Dâmbovița. Așa e. Așa, și să fie ca yearling, indiferent de punctaj, am zis, mă, hai să-l împărechez cu super extrem maraton și extrem maraton femeia. Și aveți doi pui frumoși, am văzut. Doi pui frumoși, unul să-l opresc. Unul vreau să-l opresc pentru mine ca să... Că nu se știe da. Ce condiții vor fi și la anul și te pomenești că îți dispar sau le dai drumul în primăvară afară și... Da. Deci are numai Stichelbonel, Marcel Desmet, Bric... De deci, la maraton, de ce? Străbunicii lui sunt maraton și decebal. Da. Dacă am clasat și la ultimul Severodonez, la care a fost, chiar era. Ar fi fost un yearling între primii în expoziția națională, dacă am clasat și asta. Da, a clasat și m-am mulțumit când l-am văzut pe vreo oricum e tânăr, are viitorul în față. Da, are, fiind tânăr, are viitorul în față și sper să mă ocup cu ei atent, fiu foarte atent cu ei să nu se mai întâmple anul ăsta și să văd cum zbor și cu cine zbor. Da, și cu gruparea. Da, gruparea, că să-ți omoare porumbeii după două etape să ajunge situația... A, că zburam cu ei 2, 3, 4, 500 de kilometri, mai mergeau, dar nu avea rost, știam unde trebuie să mă duc cu ei. Stresul prin care trec ei, prin temperatura care o trage, prin condițiile, ploaie, vânt, ținuții mașină 6 zile din 10 zile, deci nu poți să duci cu porumbei ăștia peste o lună de zile să... Da, și să le ceri performanțe mari. Să le ceri performanțe, deci nu se poate. Da. Având în vedere lotul valoros de porumbei de zbor pe care aveți, pentru că an de an dumneavoastră aveți un lot consistent de păsări de valoare, la zbor, mă refer, nu sunteți tentați să reproduceți și să încercați și pui din scoțând din zburători, perechi din zburători? Acum ăștia care a scos pui, de exemplu, sunt cam mici. Nu știu dacă mai reușiți să-i mai învățați afară, nu? Nu, că deja, deja de se dă uliu. Cei de la lumea. Marca, ia uitați-l. Cei de la... Ia uitați-l da, pe cumătru, da, cum stă da, acolo sus. Da. Cei de la zburătorii nu mai am cum să-i scot afară. Gata, ăștia nu sunt. Sunt vreo 20-25 de pui, ăștia nu o să-i scot afară. Da. O să-mi opresc și eu din ei 2-3 sigur și o să vedem ce voi face cu ei. Sau nu mă deranjează, că știu din ce sunt scoși din porumbei care n-au zburat decât peste 1000 de kilometri. Că au clasat, că n-au clasat, i-am acasă și au zburat. Și da. În condițiile 2019. Personal cunosc mai mulți crescători în România, campioni cu rezultate bune, care mi-au spus că primăvara, la prima serie de pui, să zic așa,
înlocuiau ouăle de la matcă cu cele de la zburători. Bine, înțeles, își forma perechile el, după cum știa și vroia, și vrea să-și testeze și porumbeii la prima serie, deci. Majoritatea știți că procedează invers. Da. Înlocuiesc da. Ouăle de la zburători cu cele de la matcă. Din coace am mers pe alt criteriu, conform căruia, domne, dacă un porumbel vine, înclasează, face norme cu punctaje bune ani de zile, înseamnă că se adaptează mai bine condițiilor actuale și climaterice și de zbor, este? Da, așa e. Păi la mine lotul de zbor de porumbei e jumate de la matcă, jumate de la zburători. Deci e clar. Și performanță pot să spun, nu pot să o cântăresc să spun că, uite, am mai bun la matcă sau am mai bun la zburători. Da, da. Mă uit și acum ce mi-au venit la catastrofa asta de pierdere de 1000 de porumbei aproape, mi-au venit și de la matcă, mi-au venit și de la zburători. Da. Deci nu e. Dar bineînțeles că în spatele lor nu există decât părinți și bunici care au zburat. Și parazburat, da. Da, numai zboruri de maratone extreme. Da. Deci toți au venit. Când e o catastrofă de asta națională, cum să spun, totală, putem să spunem că... Da, așa e, la numericul care s-a pierdut acum, da. 95% dintre porumbei pierdere, chiar e catastrofă, da. Frumos. În jur de peste, cred că peste 90%, s-o fi mai strâns după ce... S-au desigilat, dar cât să se mai strângă? Că mă uit la mine, care am băgat mai mult și abia am 7 bucăți venit. Unul venit azi, ai văzut? Da, da. Cum era așa. Da. Când eu, dar asta nu mai... Decât nu-mi pare rău că s-au pierdut sau că... Asta a fost avantajul și al dumneavoastră, că ați reușit și ați reprodus mai mult spui anul ăsta? Pentru că aveți spatele asigurat, să zic așa, pentru sezonul următor. La mine nu se cunoaște că pierd total sau pierd nu știu ce, pentru că întotdeauna am în spate, ai văzut că spui sunt în... Fabrica e acolo, da. Da. Și, deci nu fac. Alții, da, într-adevăr. Păi cunosc la zborurile când noi ne-am repus de tot gruparea noastră, cunosc caz care a băgat 150 sau 170 de porumbei și are 15 porumbei după alea 2-3 zboruri când eu n-am vrut să mai zbor. Da. Și n-am mai zborat. Nu dau nume, dar asta e situația. Da. Se întâmplă, acum depinde. Și eu am pierdut ceva, am pierdut. Și la noi a mai fost și altă problemă. Anul trecut cu puii am zburat pe Bulgaria și pe urmă i-am dus în Ucraina anul ăsta. Iar nu mi se pare normal. Nu. Adică în condițiile în care unghiul de zbor se schimbă cu cel puțin 90 de grade, mai mult chiar, da. Să-i schimbi în același timp, același sezon. Da, și în condiții. Și la ultimul... Și în condițiile în care zboară pe Ucraina și se știe în prezent ce e în Ucraina. Da. Ce situație militară tensionată. Da. Dar în aceea zi, când am avut noi zborul de derby de pui și s-au pierdut ăștia 7500 poate de pui, a avut Mehedințu zbor de derby de la, cât are, 500 și ceva de kilometri de la Dunavăț. Deci în România, în aceea zi, de la Dunavăț la Mehedinț. Din 400 de porumbei au intrat 20 și ceva, 23, 24 de pui. Deci ceva e în regulă. Nu știu. Când eu de la Dunavăț am avut 24 de pui intrați într-un minut. 24 la Dunavăț. Și la două săptămâni zboară Mehedințu și pierde, vorba aia, 80% în prima zi. S-o fi mai strâns a doua zi. Da, corect. Deci e ceva care ne depășește. Inexplicabil, da. Asta numai porumbei o să selecteze care o să reziste. Dar am observat și alt lucru la zborurile astea mari și la condițiile astea, că ați văzut ploi, norat, ceață și nu știu. Da, ploi acide, am văzut și așa. Porumbei maturi de 2-3 ani, 4 ani, care au zburat pe liniile astea, de ăștia n-am avut pierdere. Ăștia au venit, s-au învățat și stau liniștiți când vin, și vin ei, ușor vin. Da, deci nu mai au curajul să plece când vorba am zburat pe 50 de grade în Polonia. Păi fraților, parcă era acum vreo 2-3 ani de zile. Parcă era mai 50 de grade, știi cum era, că nu puteai să te uiți nici la ei afară. Erau 47-48 de grade au fost acum vreo 2-3 ani de zile. Și tot veneau, am zburat la 1000 de kilometri, asta era 1000 și vreo, nu știu, 60-70, am zburat la 900-1000 în Polonia. Tot așa pe călduri mari. Veneau porumbei. Parcă vin mai bine din Polonia decât în Ucraina ultimul timp. Deci să... Bine, sunt și în alte condiții acolo, într-adevăr. Da. Spre care nu mai amintim, dar sunt bine știute, da. Și oricum. sora lui de cuib, el a clasat derbiul național, dar și el nu l-a clasat pe ultimul, dar ea a clasat pe ultimul și pe 900. Are și aia categorie făcută, sora de cuib, a lui. Da. Care o am tot așa la Vedeți ce înseamnă perechea de valoare? Da, din Andrei.
Da. Deci când mă spuneau din țară, bă, nu credeam. Și norocul meu a fost că au ieșit alte culori și nu i-am dat și am oprit. Și am zburat eu pe ei și acum anul ăsta mi-a mai dat ceva. Și mi-a dat și albaștri, mi-a dat și stropiți ca el, dar mi-a dat și cuci. Eu am cam scos la matcă cam 4, 5, 6 rânduri de pui de. Din așa, câte doi, așa. A, ați reușit și le-ați mai tras ouăle și... Da, nu, i-am ținut până mai târziu, i-am împărăcheat până martie și au făcut, că ce, bine l-am pui și te uitai la a doua, a treia zi... Da, deja ouă. Și ei ouă. Da, așa. Nu-ți dai seama, poți să arunci la unul ca Andrei sau de la altul, de la 24, a mea femeia aia de 100. Da, dar vedeți, în ciuda faptului că a scos mai multe perechi de pui, sunt crescuți foarte bine. Da, da, i-ați văzut cum. Că de obicei când femeia la ouă din nou, masculul nu prea le mai acordă atenție la pui, știi? Da, da, da. Dar noastră... Da, i-am avut și grijă de ei să-i hrănesc, să îi mai duc pe undeva, dacă erau... Păi ieșeau puii ei la și trebuia să iau puia din cuib. Așa. Și de asta am fost. Nu, anul viitor o să-i împerechez mai târziu și matca. Dar nu o să mai scot atât de mult, că am dezburat destul. Și să fiu atent cu gruparea și să văd. Super, pentru domnul Andrei Junior. Da. Felicitări încă o dată și mult succes în continuare. Mulțumesc. Cu el. Vă dorim, domnul Mihai. Mulțumesc.